Ce doriți vă spun? Imaginea cum au decurs discuțiile azi. În cadrul ședinței m-am văzut și eu erați cam supărat. Care discuții? Privitor la... Nu, de fapt, negocieri n-au început. Pentru ca să fie negocieri, fiecare parte trebuie să vină fără condiții. Predimie rămâne poziția veche, vine cu condiții. Pe de parte nu vrea să recunoască acordul a E3. De altă parte, dacă vii condiții, înseamnă că nu sunt negocieri, fiind negocieri înseamnă varianta zero. Și în acest considerent n-am evaluat nimic, rămâne să mai discut pe LDME în cadrul partidului. Am impresia că nu doresc, posibil să gândesc mai mult la lege anticipate. Altfel nu știu ce să zic. Atunci când conștientizez că suntem într-o situație foarte proastă, financiar, politic, nu că condiții chiar vii și mai cedez niște lucruri ca să miște lucruri înainte. În cazul dat nu văd această dorință, așa că suntem în așteptare să ne așezăm din nou așa încât să începem să găsim calea cea corectă fără a considera unul altuia. Așa cum, de fapt, sunt negocierile în toată lumea. Dacă vii condiții care sunt votate la partid, deci fiecare dată trebuie să alergi, să întrebi. Spate asta sau nu spate? Acceptăm sau nu acceptăm? Fiecare